Magii nu au copii, nu proiectează așa ceva. A, da? Coțete răsturnat. Bun. Pentru că știu. Da, dar te proiectezi aici cu tot cu neamul tău. Și trebuie să accept și să treci prin ce trebuie. Da, ok. Pentru că pentru tot ce au făcut era programelul copiii pătimesc, da? Și fiecare are credința, e clar, merge până la capăt să-și pună pe picioare copilul. Și copiii magilor sunt handicapați. Pentru că e răsplata pentru tot ce face magul. Și omul nu vrea să accepte și el măgește cumva ca să arate copilul cât de cât și să-l bage în tot felul de joburi și în tot felul să încerce și e divin. Trecuțite situația. Și e divin rezolvat și nu e luat copilul nicăieri. Pentru că tu ți-ai permis luxul să măgești. Da? De aia copiii sunt preluați divin, la sursa lor. Dar tu insiști să-l ajuți să faci, să dregi. Și atunci, tu ca mag, ce faci? Te dezici din stat. Ai sărit, te-ai reîncarnat și te-ai dezis de copilul tău pentru că știai că legătura între tine și copilul tău e diabolică, ok. Justiția da. Dar te gândești la cineva și faci pentru cineva acum. Adică cel care se uită e despre, da? Despre tine. Ție ți aruncă în cărți. Justice. Da. Ai trebuie să accepti programelul că plătești nu cu ce ai crezut tu. Nu că eu o să plătesc cu bani. Eu o să plătesc, eu o să miliardar, miliardară și eu măgesc și fac ce vreau și plătesc cu... L-ai răsturnat, da. Energie nu are. Da. Nu ai energie, da, nu ai, pentru că, da, ok, uite, se simți cum se te umple de energie acum. De jos în sus, așa vine cumva pe picioare. Așa, urc. Accepți, trebuie să accepți, da? Și din start, când am sărit, m-am dezis. Și nu e dezicere, pentru că știi unde te bagi, știi și lași cumva copilul în plata divinității. Da? Amintirea, proiecția despre copil, zic cum vrei. Altfel ești ținut acolo nu știu unde, pentru că ai rușinea, guilt, vinovăția, că n-ai făcut ceva, că n-ai fost, că n-ai fost lângă copil. Nu tu n-ai fost, tu ai ales drumul magului, da? Copilul a fost preluat divin. Și ai amintirea despre copil. Și cine știe cum ți-o crește acolo amintirea asta și cum se întâmplă lucrurile, da? Și atunci trebuie să te dezici. Și cum te dezici de copil? Că ești mag. Trebuie să te dezici pentru binele copilului, da? Altfel e... Să te legi de copil, să-l vindeci prin tine, să-l... Bullshit. Te dezici de copil și e preluat divin. Spațiu. La ce vârstă n-ar fi? Că ești pe acolo, că e... mai faci mâncărică, mai te mai joci, te mai nu știu ce, înăuntru tău, tu te dezici de copil. Dinăuntru. Și de aia se proiecta era distorsionate lucrurile. Mi-a luat copilul, l-a luat, a făcut nu știu ce, l-a dat în judecată, n-are voie să se apropie de copil, da. E dinăuntru hotărârea mamii sau a tatălui, dinăuntru, e copilul tău dinăuntru, hotărârea dinăuntru, ce se întâmplă cu copilul mai departe. Și tu înțelegând asta, asta a fost prima. Am sărit dintr-o lume în alta cu copilul în brațe. Păi cum asta? Și sari tu acolo? Tu nu trebuia să ai nimic. Tu ai sărit cu programelul, copilul tău e așa, copilul tău e... Da?
Și n-aveai cum altfel. Și toată lumea sare așa, tare toată lumea, tu care, da, ok. Ai sărit și te-ai dezis. Dacă să se întâmple în lumea ta așa ceva, te dezici până la capăt, te bagi în zero mod. Un fel de ei de la capăt, nu ai avut așa ceva. În lumea asta, într-adevăr, nu ai avut. Da? Pare dintr-o parte, nu știu cum, uite, și-a lăsat copchii. Da. Asta era. Distorsionat se proiecta. Și-a lăsat copchii. Și-a lăsat, te seama, nu știu cum, a crescut bunei, o, nu știu ce. Magii nu au copii. Sunt proiecțiile distorsionate, trecute prin nu știu ce și nu știu cum. De-aia din start, când auzi, a născut copilul și n-a vrut să-l vadă, sau l-a dat nu știu cui, sau l-a dat, are puteri, are puterile care o susține, n-are nevoie de așa ceva, nu e despre asta. E ca și căsătoria. Da? A acceptat și s-a transformat, s-a întors. Lovers. Nu ai nevoie de așa, nu ai nevoie de nimic. Și când accepti tot, zero, tot. Asta înseamnă pasărea Phoenix, da? Cine și-a dat denumirea pasărea Phoenix, a nimerit-o. Se numește Phoenix, da? Mă uitam la cineva. Și nu înțelege de ce se reproiectează clipă de clipă. Tot în cenușă și tot pasăre, tot în cenușă și tot pasăre. Pentru că e o abilitate, pentru că e un mod de a restructura și restarta lumea clipă de clipă. Pentru că se colapsuie, da? Trebuie să se colapsuie și e restart, da? E nu apuci, nu ai, nu, da? Când te duci cu cardul la să-ți iei ceva și ai luat acum ceva și mai vii odată să mai iei ceva și îți cere pinul. Păi da, m-am luat acum. Ceva pare dubios, nu. Ai sărit dintr-o lume în alta. În clipa aia. Ai cumpărat ceva, ai uitat, te-ai întors. În clipa aia ai sărit în alt scenariu. Și când bagi card, e ca și pentru prima dată și îți cere pinul. Da? Nu te recunoaște că ai sărit în alt scenariu. Bun. Îmbraci masca. Ok. Îmbraci masca și ca să ce? Aha. Ca să înțelegi cum stau lucrurile, îmbraci masca, că ai copil, că ai familie. Te bagi în toate programelele, trebuie să te bagi, n-ai de ales. Da? Și uite cum a pornit eu, da, pe băut, trădătorul, trădătoare. Așa. Accepți. Și am îmbrăcat masca despre cine arunca în cărți, da? Cine se uită dacă rezonează, nu? Și am îmbrăcat masca. Și cum am îmbrăcat masca, n-a fost sincer ca mag. Înțelegi unde ești? Nu ești sincer că mă îmbraci masca și bagi, încerci să îți acoperi, da? Nu! Deschide-te! Lasă, primește cavalerul de onoare care îți vine cu scrisoarea că chirdic, că e până aici, a mers soldatul, da? Și primește transformarea, moartea, zi cum vrei, că vine pentru tot ce ai făcut și tu ce ai făcut. Mag, nu ai așa ceva, pentru că e un fel de chinui. Tu faci ce faci, te despachetezi ca mag și îți chinui odrasla. E un fel de, ți-ai făcut copilul ca să-ți bat joc de el, ți-ai făcut copilul ca să-l chinui. Te dezici. Dar nu pot, eu nu pot să mă dezic, mai bine mă doa, eu nu pot să fac asta, eu... Sunt tată iubitor, sunt mamă iubitoare, eu nu pot să fac asta. Na, atunci intri în... biciuitor tărcvemada modă față de copilul tău și dai bice. Așa. Așa. Da, merge ca un story aici la mine. E informația, da? Tot am aruncat în cărți pentru cineva și acum vine informația cum s-a întâmplat totul. Da. Și pentru că n-ai făcut, alegerea n-a fost în, să zicem, triunghiul, două, trei femei, cinci, opt, câte vrei, da? Harem.
să alegi din harem, nu știu eu. Nu, alegerea a fost referitor la copilul tău, pe care îl ții lângă tine, pe care vrei să-l ajuți și tu așa îl nenorocești, îl omori. Pentru că tot ce ai făcut tu, trece el prin așa ceva, prin calvar. Trebuie să te dezici de copil. Alegerea e nu să iei copilul, să ai grijă lui, să te dezici de el. Măcar încearcă, măcar intră în, da? Intră în așa ceva, ascunde-te, fugi, nu știu, pe un timp. Trebuie să accepti tot ce ți se propune, tot. Altfel nu-i dai de capăt, altfel nu transformi, altfel nu ajungi la visul tău. Visul tău e care? Nici nu mai știi ce vise ai. Așa te-ai încurcat în tot. Da, acolo. Acolo ești. Și tu, colectiv, ai dreptul să faci lucrul ăsta acum, da? Să primești informația story-ului a cuiva, cu cine rezonează. Dură informația, pentru că ai avut copii, ai avut în viața anterioare și te-ai și reîncarnat cu copilul în brațe. Manca, nu, asta e imaginea. Asta e imaginea. Săritura mamei cu copilul în brațe. Și lumea se roagă și se închină la Maica Domnului cu Sfântul în brațe, cu nu știu ce, și nu e, e distorsionat. E săritura mamei turbate, nebune, măguță, cu copilul în brațe, că nu putea accepta, acolo era distorsiunea. Și ea trebuia să se dezică de... pentru că trebuie să te dezici de tot. În favoarea e un fel de face un bine. Da? Tu ți spășești. Nu trebuie să care familia după tine să-și bată joc ispășirea de familia ta. Acolo e, acolo e. Da. Nu e ușor. Nu e ușor, știu. Știu că nu e ușor. Da, da, de tine depinde. Tu trebuie să accepti, tu trebuie să sari de acolo. Da. Nu știam de ce. Nu, nu pot să luați copilul. Addiction. Addiction nu e cafea băutură. Poți să bei că... Și ești acum în bețăv mod. Ok. Da. Ba. Addiction nu e fumatul, băutul și distorsionat și mâncarea și filme și sex. Nu e. Addiction e, ești legat de ce nu trebuie, dezleagă-te. Ești legat de imaginea despre familie, imaginea despre copii, imaginea de ce. Da? Trebuie să intri în zero în mod, să despachetezi, trebuie să... Aia era cu addiction. Da. Și ți se zicea, închide telefonul, stai 10 zile și nu vorbi. Nu. Addiction e aici. În amintirile despre programele cu familia, cu copiii, cu rudele. Nu pot să las, mama moare și nu pot să las. E, moare cu tine de gât, tu cu ea mor de gât. Preună muriți. Nu ai treabă, nu? Ai treabă. Sunt proiecțiile tale. Lasă-le să se... Da, e un programel până aici, da, ai acceptat și ai ieșit la un mal și vezi de... Aha. Trată în beotură mod. Ok, hai să vedem. Mai că vindecăm. Vindecăm și se transformă. Aha. Am înțeles. Asta e story-ul. Îmi vine povestea. Da. Și făcând asta, da, 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 a intrat în băutură mod, da, te-ai îmbătat. Ok. Și nu mai vine călărețul. Ai prins tu șpilul. Când te îmbeți, nu-ți vine călărețul cu săbile. Aha. Nu te hăcuie. Chiar dacă te hăcuie, nu simți. Și pentru copilul tău ai căutat disperat un
să aduci ofrandă, să plătești cu un suflet pur, cu sufletul unei vrăjitoare care se despachetează. Ai aflat, ai căutat, cu asta ai pornit de mult, 15 ani. Copilul cât avea? 5 ani. 6 ani. Da. Ca să aduci ofrandă, un suflet pur neprihănit când s-a început lupta pentru suflete pe pământ. Și tu te pregăteai, neînțelegând cum stă treaba de fapt, neînțelegând, neînțelegând că acolo n-ai, nu faci cu asta, nu, nici nu faci nimic, nici nu. Dar nu știu de unde a ieșit așa ceva. A, programările vechi, că faci orice. Da, da, da. De aia ai sărit tu, colectiv, cu copilul tău, cu în brațe, ai sărit, quantum leap ai făcut. Aha. Programele vechi. Cu orice preț sare în fața copilului. Da, și filmul ăla cu Maleficus, Maleficus. Ok. Când a sărit ea în fața copilului. Și nu e despre asta. Dar e programel. E programel până aici. Bun. Da? Și când înțelegi asta, vindecăm acum, vindecăm. Și ai înțeles și n-ai adus-o. Am înțeles. Și se vindecă. Înapoi în viitor și nu faci pasul ăsta. Nu aduci ofrandă. Nu. Te îndrăgostești. Aha. Te îndrăgostești de sufletul ăsta neprihănit când despachetezi vrăjitoarea. Aha. Te îndrăgostești de ea. Da, frumos. Și nu mai aduci ofrandă. Și acum te zbați între ei. Da, s-a răsturnat situația cu să plătești cu prețul ăsta. Ți-ai întâlnit dragostea, tu n-ai iubit în viața ta, n-ai știut ce înseamnă dragoste și ai nebunit de fericire că ai dat peste așa ceva. Și cumva alegerea acum e între și aici se vede sufletul neprihănit a tău. Da. Că tu lași și copilul lângă tine și te zbați între și pe ea o adori. E cumva și aici paradox. Ce puternic. Și ți se întoarce darul magic. Da? Ți se întoarce darul magic și frumos. Mereți înapoi ca și cum sare în timp, te-ai despachetat și ai și copilul, ai și... Da. Deci visul tău ăsta a fost și ți s-a împlinit. Felicitări. Foarte frumos. Wow. Acolo era alegerea, nu între... Asta era situația a treia. Știi? A intrat între unghi. Ia. Despachetându-se, a intrat între unghi și nu știa despre ce e vorba, da? Și tătuța nu se mai ia de sine, nu dă de tăți pereții, gata. A înțeles, a plecat. S-a dus să-și caute de lucru în altă parte. Foarte frumos. Și asta e așa. Wow. Poveste frumoasă. E, informație vine. Cu cine rezonează, vine cu cine... Da, foarte frumos, felicitări. Ăsta a fost visul tău, ascuns în străfundurile tale, de neam, de neam. Era rana și rana sângerândă de secole. Foarte frumos. Așa s-a terminat povestea.
Toți au câștigat. Da, ți-ai văzut visul împlinit, da. Frumos. Numai tu știi pe unde ai umblat, pe unde ai coborât, pe unde ai urcat. Super. E, acum, da. Forța. Și ți-a revenit și forța. Felicitări. Acolo. Wow. Așa, un pic de rugăciune se adună aici, da? Și se întâmplă frumos. Asta era, asta trebuia să faci tu, colectiv. Să vindeci. Asta era un program neînțeles și nevindecat de secole. Și se vindecă și la tine și la toată lumea. Foarte frumos. Okay.